Oscar Wilde Fantoma din Canterville Când domnul Hiram B. Otis, pastorul american, cumpără Canterville Chase, toți îi spuseseră că făcuse o prostie, întrucât nu exista nicio îndoială, că locul era bântuit de fantome. Într-adevăr, chiar lordul Canterville, care era un om de onoare, considerase că era de datoria lui să-i spună asta domnului Otis când ajunseseră să discute această problemă. N-am mai vrut să locuim aici, spuse lordul Canterville, de când ducesa Bolton, sora bunicii mele, care era văduvă, s-a speriat îngrozitor. Sperietură din care nu prea așa mai revenit, de două mâini scheletice care s-au așezat pe umerii ei, pe când se îmbrăca pentru cină. Mă simt obligat să vă spun, domnule Otis, că fantoma a mai fost văzută și de unii membri ai familiei mele, ca și de pastorul parohiei, reverendul Augustus Dampier care este membrul Colegiului King de la Cambridge. După nefericitul incident cu ducesa, niciunul dintre servitorii noștri mai tineri n-a mai vrut să mai rămână aici, iar Lady Canterville uneori nu dormea noaptea din cauza zgomotelor misterioase care veneau din hol și bibliotecă. My lord, răspunse pastorul, voi cumpăra fantoma și mobila la același preț. Vin dintr-o țară modernă unde avem tot ce ne trebuie. Având toți acești tineri pictori care pictează în roșu lumea veche și care iau cu ei cele mai bune actrițe ale dumneavoastră, sunt convins că dacă există vreo fantomă în Europa, în curând o vom avea la noi, într-un muzeu sau pe drum ca o atracție turistică. Mă tem că fantoma există, spuse Lordul Canterville zâmbind, și s-ar putea să reziste presiunilor impresarilor dumneavoastră întreprinzători. E cunoscută de peste trei secole, din 1584 mai precis, și totdeauna își face apariția înainte de moartea vreunui membru al familiei noastre. Păi, tot așa se întâmplă și cu medicul casei, în asemenea situații, Lord Canterville. Însă, nu există fantome săr, și cred că legile naturii nu vor fi anulate de către aristocrația britanică. Dumneavoastră, americanii, vă supuneți foarte mult legilor naturii răspunse lordul Canterville, care nu înțelesese prea bine ultima remarcă a domnului Otis. Dacă nu aveți nimic împotriva existenței fantomei, e foarte bine. Numai să nu spuneți că nu v-am avertizat. Câteva săptămâni mai târziu, actul de vânzare fu semnat și la sfârșitul lui Iulie, pastorul împreună cu familia sa, se mută la Canterville Chase. Doamna Otis, care, pe când era domnișoara Lucreția R. Tapan, locuind pe strada 53 în vestul orașului, fusese o frumusețe celebră din New York, era acum o femeie între două vârste, încă frumoasă, cu ochi minunați și un profil superb. Multe americani, atunci când își părăsesc locul natal, adoptă un aer bolnăvicios, crezând că asta ține de rafinamentul european. Dar doamna Otis nu făcu greșeala asta. Avea o constituție robustă și era o femeie veselă. În anumite privințe, era într-adevăr ca o englezoaică și constituia un excelent exemplu al faptului că noi, englezii, avem totul în comun cu americanii, excepție făcând, bineînțeles, limba. Fiul ei cel mare, pe care părinții îl numiseră Washington într-un moment de patriotism, pe care el nu înceta să-l regrete, era un tânăr blond, binefăcut, care se afirmase în diplomația americană, conducând valsul de la cazinoul din Newport timp de trei sezoane consecutiv și care chiar și la Londra era cunoscut ca un foarte bun dansator. Gardeniile și aristocrația constituiau singura lui slăbiciune. Alminteri era un bărbat cu capul pe umeri. Domnișoara Virginia I. Otis avea 15 ani, era drăgălașă și sprintenă ca un faun, cu un aer de independență în ochii mari albaștri. Era o minunată amazoană. Odată se luase la întrecere cu bătrânul Lord Bilton, galopând în jurul parcului de două ori, câștigând la o lungime și jumătate tocmai în fața statuii lui Achille, spre imensa bucurie a tânărului duce de Cheshire, care o ceru în căsătorie pe loc și fu trimis înapoi la Eton de către paznice lui după ce vărsă multe lacrimi. După Virginia, urmau cei doi gemeni adesea denumiți Stele și Dungi, Cadrapelul drapelul Americii. Erau niște copii încântători și, cu excepția pastorului, singurii republicani adevărați din familie. Deoarece Canterville Chase era la 7000 de ascot, cea mai apropiată stație, domnul Otis trimisese o telegramă cerând să-i aștepte o trăsură și pornirea la drum foarte bine dispuși. Era o minunată seară de iulie, iar în aer se simțea parfumul brazilor. Când și când, ei auzeau cucii cântând cu vocea lor blândă sau vedeau fazani în tufișurile de ferigă care foșneau alene. Veverițe micuțe îi priveau din fagi, iar iepurii o luau la fugă printre tufișurile de pedalurile acoperite cu mușchi, cu codițele lor albe în vânt. Totuși, pe când intrau în proprietatea Canterville Chase, deodată cerul se înnoră, se așternu o tăcere ciudată, un stol de ciori trecut deasupra capetelor lor și înainte de a ajunge la castel, începură să cadă stropi grei de ploaie. La capătul scărilor, îi întâmpină o bătrână îmbrăcată îngrijit în negru, cu o bonetă albă pe cap și cu șorți. Aceasta era doamna Amni, menajera pe care doamna Otis, la cererea insistentă a Lady Canterville, consimțise să o păstreze făcu la fiecare o scurtă reverență pe când coborau din trăsură și spuse într-o manieră ciudată și demodată. Vă doresc bun venit la Canterville Chase." Urmând, o ei trecură prin holul stil Tudor, în bibliotecă, o cameră mare și joasă, cu lambriuri negre de stejar în fundul căreia se afla o fereastră mare cu vitralii. Aici găsiră ceaiul pregătit și după ce își dădură jos șalurile, se așezară pe scaun și începură să se uite în jur, în timp ce doamna Amni îi servea. Deodată, doamna Otis zări pe podea o pată roșie chiar lângă cămin și neștiind ce era, îi spuse doamnei Amni. Mă tem că ceva s-a vărsat aici. Da, doamnă, răspunse bătrâna menajeră cu voce joasă, sânge a fost vărsat aici. Ce groaznic, strigă doamna Otis. Nu-mi plac deloc petele de sânge în salon. Trebuie imediat ștearsă. Bătrâna zâmbi și răspunse cu aceeași voce joasă și misterioasă. Este sângele Lady Eleonor de Canterville, care a fost omorâtă chiar pe locul ăsta de soțul ei, Sir Simon de Canterville, în 1575. Sir Simon a mai trăit 9 ani după aceea și a dispărut deodată în împrejurări foarte stranii. Corpul nu i-a mai fost găsit niciodată, dar spiritul său vinovat încă mai bântuie pe aici. Pata de sânge a fost îndelung admirată de turiști, ca și de alții, și nu poate fi ștearsă. Prostii, strigă Washington Otis, detergentul Pinkerton și Paragon o va curăța imediat. Înainte ca menajera înspăimântată să poată interveni, se puse în genunchi și frecă podeaua cu un bețișor. Într-o clipă, pata dispărut. Știam că Pinkerton va rezolva totul!" exclamă el triumfător, uitându-se la familia lui. Dar de-abia spuse asta că un fulger lumină camera, sumbră, un tunet înfricoșător îi să tresară de pe scaune și doamna Amnii leșină. Ce vreme groaznică!" spuse pastorul american, calm, în timp ce își aprindea un trabuc lung. Cred că țara asta este atât de suprapopulată încât n-au destulă vreme pentru toți." Întotdeauna am fost de părere că imigrarea este singura soluție pentru Anglia. Dragul meu, Hiram, strigă doamna Otis, ce putem face cu o femeie care leșină? dă ceva în plus la leafă și o să vezi că nu o să mai leșine, răspunse pastorul. Într-adevăr, după câteva clipe, doamna Amni își reveni în simțiri. Nu era nicio îndoială totuși că era foarte deprimată și l avertiză pe domnul Otis să se păzească de necazurile care o să se abată asupra casei. Am văzut cu ochii mei lucruri care l-ar înspăimânta teribil pe orice creștin și multe nopți n-am închis ochii din cauza unor lucruri groaznice care se petrec aici. Domnul Otis o asigură cu căldură că nu se tem de fantome și după ce invocă providența să-i păzească, și se asigură de mărirea salariului, bătrâna menajeră se îndreptă spre camera ei. Furtuna se dezlănțui cu furie toată noaptea, dar nu se întâmplă nimic deosebit. Dar a doua zi dimineață, când coborâră la micul dejun, găsiră iar pata de sânge pe podea. Nu cred că detergentul Paragon e de vină," spuse Washington. Pentru că am încercat cu tot. Trebuie să fie fantoma." șterse a doua oară pata, dar ea a apărut din nou a doua zi. A treia zi era tot acolo, deși ușa fusese încuiată seara, chiar de domnul Otis, care luase cu el și cheia. Acum, întregii familii îi era stârnit interesul. Domnul Otis început să creadă că fusese prea dogmatic în negarea existenței fantomelor, Doamna Otis își exprimă intenția de a se înscrie în societatea de fizică, iar Washington scrise o lungă scrisoare domnilor Myers și Podmore despre permanența petelor sanguine în cazul unei crime. În acea noapte, toate dubiile privind existența obiectivă a fantomelor se risipiră pentru totdeauna. Ziua fusese călduroasă și însorită, iar în răcoarea serii familia plecă la plimbare cu trăsura. Se întoarseră la ora nouă și luară o mică gustare. Nu discutară nimic despre fantome și deci nu exista acea așteptare receptivă care precede adesea apariția fenomenului fizic. Subiectele discutate, după câte am aflat de la domnul Otis, erau obișnuite pentru niște americani culți, ca de exemplu superioritatea imensă a domnișoarei Fanny Devenport față de Sarah Bernard, în ceea ce privește actoria. Greutatea de a obține whisky, prăjituri cu frișcă și mămăligă chiar în cele mai bune case din Anglia, importanța orașului Boston, în dezvoltarea omului civilizat, avantajul sistemului de controlare a bagajelor în transportul pe cale ferată și dulceața accentului din New York în comparație cu pronunțarea tărăgănată din Londra. Nu s-a pomenit deloc de fenomenele supranaturale și nici de Sir Simon de Canterville. La ora 11 familia se retrase și peste o jumătate de oră toate luminile erau stinse. După o vreme, domnul Otis fu trezit de un zgomot curios care venea din hol. Părea să fie un zângănit de metal și se auzea din ce în ce mai aproape. Imediat se sculă, aprinse un chibrit și se uită la ceas. Era exact ora 1. Se simțea calm și pulsul îi era normal. Ciudatul zgomot continuă și se auziră pași. Domnul Otis își puse papuci în picioare, luă o sticluță lunguiață de pe masă și deschise ușa. Chiar în fața lui văzu în lumina lunii un bărbat cu o înfățișare groaznică. Ochii îi erau ca niște cărbuni aprinși, părul cărunt și lung îi cădea pe umeri, în șuvițe spălăcite, veșmintele de modate erau zdrențuite, iar la încheieturile de la mâini și de la picioare îi atârnau lanțuri grele și ruginite. Domnul meu, îi spuse domnul Otis, insist să vă ungeți lanțurile, v-am adus pentru asta o sticluță de ulei tamani. Se spune că e foarte eficient, doar după o singură folosire. Sunt foarte multe dovezi în acest sens ale unor personalități. O să o las aici, lângă lumânări, și dacă o să mai aveți nevoie, voi fi bucuros să vă dau alta. O clipă, fantoma din Canterville, stătune mișcată, mută de indignare, apoi, aruncând sticla pe podea, coborând în fugă scările înjurând printre dinți și emițând o lumină verde. Tocmai când ajunse în capul scărilor de stejar, o ușă se deschise brusc, apărură două siluete în pijama și o pernă mare îi zbură pe deasupra capului. Nu mai era timp de pierdut și adoptând a patra dimensiune a spațiului ca mijloc de scăpare, dispăru prin panourile lambrisate. Casa se cufundă în tăcere ajungând într-o cameră mică secretă din aripa stângă a castelului, se rezemă de o rază de lună pentru a-și decăpăta suflul și începu să analizeze situația. Niciodată, în strălucita și lunga lui carieră de 300 de ani, nu mai fusese insultat atât de grosolan. Se gândi la ducesa văduvă pe care o îngrozise pe când stătea în fața oglinzii. La cele patru servitoare care deveniseră isterice când îl văzură, rânjind de după perdelele din dormitor. Iar pastorul parohiei, a cărui lumânare o stinsese pe când ieșea din bibliotecă într-o seară și care atunci se afla sub îngrijirea lui Sir William Gill, și la bătrâna doamnă din Tremulac, care, trezindu-se de într-o dimineață și văzând un schelet așezat în fotolul ei și citindu-i jurnalul, se îmbolnăvi grav și stătu la pat șase săptămâni. Când se însănătoși, Început să meargă la biserică și rupse toate legăturile cu acel faimos domn de Voltaire. Își mai aduse aminte de acea noapte teribilă când vicleanul Lord Canterville fu găsit sugrumat în cabinetul lui de toaletă cu șiragul de diamante și care, înainte de a muri, mărturisi că îl excrocase de 50.000 de lire pe Charles James Fox de la Crockford cu cartea de joc pe care chiar fantoma îl făcuse să o înghită. Își aminti de toate marile lui realizări, de majordomul care se împușcase în pivniță, pentru că văzuse o mână verde bătând în geam, de frumoasa Lady Statfield, obligată să poarte mereu o bentiță neagră în jurul gâtului pentru a ascunde urma a cinci degete întipărite pe pielea ei albă și care, în cele din urmă, se înnecase în lacul din King's Walk. Cu entuziasmul egoist al artistului adevărat, își aminti de cele mai reușite isprăvi ale sale și zâmbi cu amărăciune amintindu-și de ultima lui apariție în Red Ruben sau Copilul Strangulat, debutul lui în Gont Gibun, vampirul din Bexley Moor și de agitația pe care o strânise într-o splendidă seară de iunie când jucase popice cu propriile oase pe terenul de tenis. Și după toate acestea, niște nenorociți de americani vin și oferă ulei Rising Sun și aruncă cu perne în cap era pur și simplu de nesuportat. Și când te gândești că nicio altă fantomă din istorie nu mai fusese tratată astfel. În consecință se hotărâ să se răzbune și rămase pe gânduri până la ziua. În dimineața următoare, când familia Otis se întâlni la micul dejun, discutară mult despre fantomă. Pastorul Statelor Unite era bineînțeles puțin supărat de faptul că darul lui nu fusese acceptat. Nu doresc deloc, spuse el, să-i fac vreun rău fantomei și mă simt nevoit să o spun că, ținând cont de toți acești ani cât a fost în casă, nu e deloc politicos să arunci cu perne în ea. O remarcă foarte îndreptățită la care, îmi pare rău că trebuie să o spun, gemenii izbucniră în hohote de râs. Pe de altă parte, continuă el, dacă într-adevăr nu vrea să folosească uleiul Rising Sun, trebuie să-i luăm lanțurile. Este imposibil să dormi cu tot zgomotul ăsta. N-au mai fost totuși deranjați săptămâna aceea, singurul lucru care le ținea trazi interesul fiind permanența petei de sânge din bibliotecă. Asta era foarte ciudat, întrucât ușa era întotdeauna încuiată seara de către domnul Otis, iar ferestrele erau închise. De asemenea, culoarea cameleonică a petei provoca multe comentarii. În unele dimineți era de un roșu indian, ca să fie apoi stacojie, apoi purpurie și în cele din urmă când coborără pentru rugăciuni într-o zi, să o vadă de un verde aprins. Aceste schimbări calidoscopice i-au amuzat foarte mult și în fiecare dimineață făceau pariuri în această problemă. Singura persoană care nu le făcea jocul era mica Virginia, care, din motive pe care nu și le puteau explica nici ei, era foarte abătută la vederea petei și aproape plânse în dimineața când o găsi verde. Cea de-a doua apariție a fantomei se produse duminică dimineața. La scurt timp după ce se culcaseră, fură treziți de un zgomot înfricoșător care venea din hol. Fugind jos, descoperiră că o armură veche căzuse pe podeaua de piatră, în timp ce, așezat într-un scaun cu spătar înalt, fantoma Canterville își freca genunchii cu o expresie de agonie acută pe față. Gemenii, având la ei tuburile de suflat, aruncară în ea cu două grăunțe cu acea precizie obținută printr-un exercițiu îndelungat, în timp ce pastorul american îl amenința cu pistolul, somându-l, după obiceiul din California, să ridice mâinile. Fantoma se ridică cu un țipăt sălbatic și fugi stingându-i lumânarea lui Washington Otis și lăsându-i într-un întuneric total. Ajungând în capul scării, își reveni și surâse cu râsul acela drăcesc celebru care se dovedise nu odată eficient. Se spune că lordului Raker îi albise peruca într-o singură noapte și că le făcu pe trei dintre guvernantele franțuzoice ale Lady Canterville să plece înainte de vreme. Așa că râse cu râsul lui cel mai oribil până când răsună tavanul. Dar de-abia se stinse ecoul că o ușă se deschise și a apărut doamna Otis într-un capot albastru deschis. Mă tem că nu v-ați însănătoșit încă, spuse ea, așa că v-am adus o sticlă cu tinctura doctorului Dobel. Cred că suferiți de indigestie și asta o să vă facă foarte bine. Fantoma o privi furios și se pregăti să se transforme într-un câine negru uriaș, faptă ce-l făcuse renumit și căria doctorul îi atribuise unchiului lordului Canterville, onorabilul Thomas Horton, boala incurabilă de care suferise. Dar zgomotul de paște se apropiau îl făcu să șovăie, așa că se mulțumi să devină fluorescent și să dispară cu un geamăt adânc tocmai când gemenii se îndreptau spre el. Ajungând în camera lui, făcu o criză de nervi, devenind victima unei violente agitații. Vulgaritatea gemenilor și materialismul grosolan al doamnei Otis erau desigur foarte supărătoare, dar ceea ce îl înfurie și mai tare fu neputința lui de a se îmbrăca cu armura. Sperase că până și americanii ăștia moderni să se sperie de un spectru în armură dacă nu pentru alt motiv, cel puțin din respect pentru poetul lor național Longfellow, ale cărui poezii le citise nu odată în timp ce familia Canterville era în oraș. Și în afară de asta era propriul lui costum. Îl purtase cu mare succes la turnirul din Kenilworth și fusese foarte lăudat de nimeni altcineva decât de regina fecioară Elisabeta I. Totuși, acum când se îmbrăcase cu ea, greutatea ei îl și și căzu greoi pe pardoseala de piatră, zdrelindu-și serios genunchii și articulația mâinii drepte. Câteva zile fu foarte bolnav și nu ieși din cameră decât ca să păstreze pata în forma ei inițială. Îngrijindu-se bine, el își recăpătă sănătatea și o hotărâ să facă o a treia încercare să sperie familia Otis. Alese ziua de vineri 17 august și își petrecut cea mai mare parte a timpului căutând în dulap decizându-se în cele din urmă să-și pună pe cap o pălărie mare ploștită cu o pană roșie, un guler încrețit la gât și la încheieturile mâinilor și un pumnal ruginit la șold. Spre seară, începu să plouă și să bată un vânt atât de puternic, încât toate ferestrele și ușile se mișcau cu furie. De fapt, era vremea care îi convenea și lui. Iată care îi era planul. Urma să se furiseze în camera lui Washington Otis? să se strâmbe la el și să-i bage pumnalul în gât de trei ori. Avea pică pe Washington, deoarece știa cu siguranță că el era cel care ștergea faimoasa pată Canterville cu ajutorul detergentului Pinkerton. Aducându-l într-o stare groaznică pe tânărul nechipzuit, urma apoi să intre în camera ocupată de pastor și de soția lui, să-și pună mâna rece și umedă pe fruntea doamnei Otis, în timp ce îi va șopti la ureche pastorul infricoșat secretele cavoului. În ce o privea pe Virginia, nu se hotărâse încă. Ea nu l insultase în niciun fel și era drăguță și blândă. Doar câteva gemete vor fi suficiente, credea el. Sau, dacă asta nu o trezea, o să-și plimbe degetele pe cuvertură mișcând o puțin. În ceea ce îi privea pe gemeni, era hotărât să le dea o lecție. Primul lucru pe care o să-l facă va fi, desigur, să se așeze pe pieptul lor, așa încât să le producă o senzație de sufocare. Apoi, întrucât paturile lor erau foarte aproape unul de celălalt, să stea între ei sub forma unui cadavru rece și verde, până când vor fi paralizați de frică și în cele din urmă să-și scoată gulerul și să se târie în jurul camerei sub formă de schelet cu un singur ochi, ca personajul din Daniel cel Mut sau scheletul sinucigaș. Rol în care avusese mare succes și pe care îl considera tot atât de bun ca și cel din Martin Maniacul sau Misterul cu mască la ora 10 și jumătate, a auzit familia aducându se la culcare. Câteva minute, futul burat de țipetele sălbatice ale gemenilor care, cu veselia lor de școlari, se distrau de minune înainte de culcare, dar la 11 și un sfert totul se liniștise și când bătu miezul nopții, porni. Bufnița cânta în dreptul ferestrelor, corbii croncăneau de pe crengile bătrânilor copaci, iar vântul vâjia, dar familia Otis dormea nebănuind ce o aștepta. Mai tare decât ploaia și furtuna, se auzea sfărăitul regulat al pastorului Statelor Unite. Atunci, intră prin panourile lambristate cu un zâmbet crud pe față, iar luna își ascunsese echipul într-un nor, în timp ce el se furișa pe fereastra mare cu balcon, pe care era blazonul lui și cel al soției lui pe care o omorâse. Aluneca mai departe ca o umbră demonică, chiar în tunericul părând să-l Deodată, crezu că auzise pe cineva strigând și se opri. Dar era numai lătratul unui câine de la Red Farm. Continuă să înainteze murmurând în jurături din secolul al XVI-lea și agitându-și pumnalul în aerul nopții. Într-un răstimp, ajunse în culoarul care da spre camera nefericitului Washington. Se opri o clipă să se odihnească, cu vântul fluturându-i pletele și făcând ca giulgiul se i se miște într-un mod grotesc și fantastic. Apoi, orologiul bătut 12 și un sfert și își spuse că venise vremea. Începu să râdă înfundat și dădu colțul, dar de îndată cu un strigăt plin de groază, se dădu înapoi și își ascunse fața în mâinile reci și scheletice. Chiar în fața lui stătea un spectru oribil, imobil și monstruos ca visul unui nebun capul îi era chel și fața rotundă și albă, iar un râs hidos părea să-i transforme chipul într-un rânjet continuu. Din ochi îi țeşneau scântei roșii. Gura era un puț adânc în flăcări, iar un veșmânt oribil ca al lui îi înfășura corpul titanic. Pe piept îi atârna o placă cu niște litere antice ciudate, care păreau să reprezinte vreun calendar al păcatelor sălbatice, al crimei, iar în mâna dreaptă ținea o sabie scurtă de oțel strălucitor. Nemai văzând până atunci o fantomă, fu desigur foarte înfricoșat și, după ce mai aruncă o privire, fugi în camera lui, împiedicându-se în haină și scăpând din mâini pumnalul care căzu în cizmele domnului Otis, unde fu găsit a doua zi de major dom. Ajuns în intimitatea apartamentului său, se aruncă pe un pat mic și și ascunse fața sub pătură. După un timp, bravul Canterville își veni în fire și se hotărâ să meargă să vorbească cu cealaltă fantomă de îndată ce se lumină. Așadar, de îndată ce zorii îmbrăcară dealurile în argint, se întoarse în locul unde văzuse fantoma înspăimântătoare, spunându-și că, la urma urmei, două fantome erau mai bune decât una singură și că, cu ajutorul noului său prieten, putea să-i înfrunte mai bine pe gemeni. Ajungând acolo, îl întâmpină o priveliște ciudată. Ceva se întâmplase cu spectrul pentru că lumina îi se stinsese din ochi, iar sabia strălucitoare îi căzuse din mână. Stătea rezemat de perete într-o poziție ciudată. Se repezi și o apucă cu mâinile când, deodată, spre groaza lui, capul căzur rostogolindu-se pe podea, Corpul căzu și el și se pomeni ținând în mână o perdea de pat albă, o mătură, un satâr de bucătărie și un bostan, golit. Neputând pricepe această curioasă transformare, își făcă placa și în lumina cenușii a dimineții, citea aceste cuvinte înfricoșătoare. Fantoma Otis Singura fantomă adevărată. Feriți-vă de imitații. Toate celelalte sunt false. Deodată, în capul lui se făcu lumină va să zică fusese păcălit, înșelat și luat în bătaie de joc. În ochi îi apăru expresia specifică cantervililor. Scrâșnit din dinți și, ridicându-și mâinile, trase o înjurătură care amintea de frazeologia pitorească veche, spunând că atunci când cocoșul va cânta de două ori, valuri de sânge vor curge și moartea se va furișa pe nesimțite. De-abia își termină blestemul când, de pe un acoperiș de țiglă al unei ferme îndepărtate, se auzi cântecul unui cocoș. Începu să râdă lung și amar și așteptă ore întregi, dar cocoșul, în mod ciudat, nu mai vrut să cânte. În cele din urmă, la șapte și jumătate, sosirea servitoarelor îl făcu să renunțe și se întoarse în cameră gândindu-se la speranțele sale de șarte. Apoi, consultând niște cărți vechi cu cavaleri, aflând că ori de câte ori blestemul său fusese folosit, cocoșul cântase întotdeauna de două ori. Pierzania îi așteaptă pe nebuni, murmură el. Aș mai fi vrut să mai fie acele zile când, cu spada mea neînfricată, i-aș fi tăiat gâtul și l-aș fi făcut să cânte și a doua oară. Apoi se întinse într-un sicriu și stătu acolo până seara. A doua zi, fantoma se simțea foarte slăbită și obosită. Teribilă agitație din ultimele patru săptămâni începuse să-și facă efectul. Nervii îi erau la pământ și tresărea la cel mai mic zgomot. Stătu în cameră cinci zile și se hotărâ în sfârșit să nu mai facă să apară pata din bibliotecă. Dacă familia Otis nu dorea, atunci sigur nu merita. Erau, fără nicio îndoială, niște oameni înapoiați și total incapabili să aprecieze valoarea simbolică a fenomenului. Problema aparițiilor fantasmagorice și dezvoltarea corpurilor astrale era, bineînțeles, o altă chestiune pe care nu o prea cunoștea. Datoria lui solemnă era să apară pe hol o dată pe săptămână și să scoată sunete nearticulate în prima și a treia miercuri a lunii, și nu vedea cum ar fi putut scăpa în mod onorabil de obligațiile sale. Era adevărat că viața îi devenise un infern, dar, pe de altă parte, era foarte conștiincios în toate lucrurile care priveau supranaturalul. Așa că, în următoarele trei sâmbete, el traversă coridorul ca de obicei între miezul nopții și ora trei, luându-și toate măsurile de precauție pentru a nu fi nici văzut, nici auzit. Își scoase cizmele din picioare, păși cât putea el de încet, pe umeri cu o pelerină mare de catifea neagră și începu să folosească uleiul Rising Sun pentru a șunge lanțurile. Trebuie să recunosc că folosea această ultimă măsură cu destulă greutate. Totuși, într-o seară, când familia era la masă, se strecură în dormitorul domnului Otis și l-o sticluța. Se simți puțin umilit la început, dar apoi constată cu obiectivitate că invenția era bună. Cu toate acestea însă, tot nu fu lăsat în pace. Fire de sfoară erau mereu întinse de acolo mezișul holului, peste care călca în un tuneric și odată, în timp ce se îmbrăca pentru rolul Isaac cel Negru sau vânătorul din pădurea Hoglei, căzu lovindu-se puternic din cauza unor bucăți de săpun pe care gemenii le puseseră din camera tapisată până la capătul scării de stejar. Această ultimă insultă îl înfurie atât de tare, încât se otărâ să facă un ultim efort pentru a-și demnitatea și poziția socială și să-i viziteze pe tinerii insolenți de la Eton, deghizat în Rupert, nechipzuitul, sau Contele fără cap. Nu-și mai făcuse apariția în acest rol de 70 de ani. De fapt, de când o speriase așa de tare pe drăgălașa Lady Barbara Modish, când aceasta rupsese logodna cu bunicul lordului Canterville și fugise la Gredna Green, cu frumosul Jack Kestleton, spunând că nimic nu va face să intre într-o familie care îngăduia unei fantome atât de oribile să se plimbe după amiază pe terasă. Sărmanul Jack fu după aceea omorât în duel de către lordul Canterville la Wandworth Common, iar Lady Barbara muri de inimă rea la Tanbridge Wells înainte de sfârșitul anului, așa încât avusese succes pe toată linia. Era totuși un machiaj foarte greu de realizat, dacă pot folosi o astfel de expresie din teatru, în cazul unuia dintre cele mai mari fenomene supranaturale, sau folosind un termen mai științific, ale lumii mai înalt naturale. Îi luă trei ore întregi pentru a se pregăti. În sfârșit, totul fugata și se arătă foarte mulțumit de înfățișarea lui. Cizmele înalte din piele care se asortau cu îmbrăcămintea erau cam largi pentru el, și nu putea găsi decât două pistoale, dar în mare era foarte satisfăcut și la unu și un sfert se strecură prin lambriuri furișându-se pe coridor. Ajungând la camera ocupată de gemeni, camera denumită Camera Patului Albastru, găsi ușa întredeschisă. Dorind să-și facă o intrare cu efect, deschise brusc ușa, când un vas greu plin cu apă căzu pe el, udându-l din cap până în picioare și trecând la un metru de umărul lui stâng. În același timp, auzi hohote de râs înfundate venind dinspre pat. Șocul fu atât de mare încât fugi înapoi în camera lui, iar a doua zi fu țintuit la pat de o gripă rebelă. Singurul lucru care îl mai consolă fu faptul că nu-și luase capul cu el, pentru că astfel consecințele ar fi fost mult mai grave. Renunța acum la orice speranță de a-i mai înspăimânta pe membrii familiei americane, mulțumindu-se doar să se furișeze pe coridoare în papuci de pâslă, având doar un fular mare și gros în jurul gâtului, de teamă să nu răcească și o archebuză mică în mână, în cazul în care ar fi fost atacat iar de gemeni. Ultima lovitură pe care o primi fu la 19 septembrie. Coboruse în holul mare de la intrare, fiind sigur că nimeni nu-i va juca vreo farsă și se amuza privind fotografiile pastorului și ale soției sale care luaseră locul pozelor familiei Canterville. Era îmbrăcat simplu, dar curat. Într-un giulgiu lung, cu un model ce imita petele de noroi, își legase fălcile cu o bucată de pânză galbenă, iar în mână avea o lanternă mică și un hârleț. De fapt, se îmbrăcase ca pentru rolul din Jonas cel fără mormânt sau hoțul de cadavri din Cerstei Barn, unul dintre cele mai izbutite roluri ale sale și pe care familia Canterville avea toate motivele să nu-l uite fiind adevăratul motiv al certei cu vecinul lor, Lordul Rufford. Era aproape ora două și un sfert dimineața și, după cum își închipuia el, era singur în casă. Cum mergea așa înspre bibliotecă să vadă dacă pata mai era acolo, deodată două siluete țâșniră dintr-un colț întunecat al holului, agitându-și brațele deasupra capului și strigându-i Bu! în ureche cuprins de o panică normală în împrejurările de față, fugi spre scară, dar acolo îl aștepta Washington Otis cu un furtun în mână. Înconjurat de dușmani și nebunit de frică, dispăru prin coșul șemineului, în care, din fericire pentru el, nu ardea focul, și trebuie să se întoarcă plin de praf și fum, ajungând în cameră într-o stare de murdărie, dezordine și disperare. După toate acestea, nu mai făcut nicio expediție nocturnă. Gemenii îl așteptară în mai multe rânduri, împânzind culoarele cu coș de nucă spre marea supărare a părinților și servitorilor, dar degeaba. Era evident faptul că fusese atât de jignit încât nu mai voia să apară. În consecință, domnul Otis reîncepu să scrie istoria Partidului Democrat, de care se ocupa de câțiva ani, doamna Otis organiza o minunată petrecere care uimi întreg ținutul, băieții începură să joace poker, la cross, whist și alte jocuri naționale americane, iar Virginia călărea pe poneiul ei însoțită de tânărul duce din Cheshire, care venise să-și petreacă ultima săptămână de vacanță la Canterville Chase. Părerea generală era că fantoma plecase și ca urmare domnul Otis îi o scrisoare lordului Canterville, care îi răspunse exprimându-și marea sa mulțumire la citirea veștilor și trimițându-i omagiile sale soției pastorului. Totuși, familia Otis se înșelase, căci fantoma mai era încă în casă și, deși era acum aproape invalid, nu dorea deloc să renunțe. Mai ales când auzi că printre invitați se afla și tânărul duce de Cheshire, al cărui bunic, lordul Francis Stilton, pariase odată, pe o sută de guinee cu colonelul Cherbury, că va juca zaruri cu fantoma Canterville. Iar a doua zi dimineață fu găsit într-o asemenea stare de paralizie, încât, deși mai trăi mulți ani, nu mai putuși să spună nimic altceva decât șase-șase. Întâmplarea fu foarte discutată atunci, deși, din respect pentru cele două familii nobile, se încercă prin toate mijloacele să o înăbușe. O descriere completă a împrejurărilor legate de ea, poate fi găsită în volumul al treilea din amintirile lordului Tetl, despre prințul regent și prietenii lui. Deși fantoma era foarte nerăbdătoare să arate că nu-și pierduse influența asupra familiei Stilton, cu care de altfel se și înrudea, verișoara lui se măritase a doua oară cu lordul de Buckley, de unde se trăgeau ducii de Cheshire. Ca urmare, se pregăti să apară în rolul său celebru călugărul vampir sau benedictinul fără sânge care era atât de oribil încât atunci când Lady Startup îl văzu în ajunul anului nou, 1764, fugi scoțând țipete stridente care culminară cu o apoplexie violentă după care muri în trei zile, dezmoștenindu-i pe cei din familia Canterville care erau cele mai apropiate rude ale ei și lăsându-și toți banii farmacistului său din Londra. Totuși, în ultimul moment, frica de gemeni îl împiedică să-și părăsească camera, iar micul duce dormi liniștit în patul cu baldachin mare din dormitorul regal, visând-o pe Virginia. La câteva zile după asta, Virginia, împreună cu cavalerul ei cărlionțat, plecară la o plimbare călare pe pajiștile din Brockley, unde își rupse atât de rău a sărind peste un gard viu, încât la întoarcere se hotără să intre prin spate ca să nu fie văzută de nimeni pe când trecea pe lângă camera tapisată a cărei ușă era din întâmplare deschisă. I se păru că e cineva înăuntru și crezând că era camerista mamei ei, care venea adesea să lucreze acolo, se uită înăuntru vrând să-i spună să-i coase rochia. Dar spre imensa ei stupefacție era chiar fantoma Canterville. Stătea la fereastră privind arborii de tisă, ale căror frunze ruginii dansau de-a lungul șoselei. Sprijinit cu capul în mâini, întreaga lui înfățișare dovedea o extremă deprimare. Atât de necăjit arăta, încât mica Virginia, care se gândise mai întâi să fugă și să se încuie în camera ei, fu profund mișcată și se hotărâ să intre și să-i aline suferința. Mersul îi era atât de ușor sau melancolia lui era atât de adâncă, încât el nu-și dădu seama de prezența ei decât atunci când ea a început să vorbească. Îmi pare atât de rău de dumneavoastră, spuse ea, dar mâine frații mei se întorc la Iton și atunci, dacă vă purtați frumos, nimeni nu o să vă mai supere. E absurd să-mi cer mie să mă port frumos, răspunse el, uitându-se cu uimire la drăgălașa fetiță care îndrăznea să îi se adreseze de-a dreptul absurd. Trebuie să-mi lanțurile și să umblu noaptea prin casă, dacă asta vrei să spui este singurul meu mijloc de existență. Nu este deloc singurul dumneavoastră mijloc de existență și știți foarte bine că ați fost foarte rău. Doamna Amni ne-a zis în prima zi când am venit aici că v-ați omorât soția. E adevărat, spuse fantoma Arțăgos, dar asta a fost o problemă de familie și nu privește pe nimeni. Nu-i frumos să ucizi, spuse Virginia, care uneori era de o gravitate politană moștenită de la vreun strămoș din Noua Anglie. Cum urăsc severitatea ieftină de etică abstractă? Soția mea era foarte ștearsă, niciodată nu mi-a preta gulerul cum trebuie și habar n-avea să gătească. Uite, de pildă, împușcasem odată un cerb în pădurea Hogley, un exemplar superb, și știi cum a dat ordin să-l gătească? Nu mai are nicio importanță acum, pentru că totul s-a sfârșit. Cred că n-a fost deloc frumos ca frații tăi să mă lase să mor de foame, deși eu am omorât-o. Să te lase să mor de foame? Domnule fantomă, uh, vreau să spun, Sir Simon, vă e foame? Am un sandwich în geantă, îl vreți? Nu mulțumesc, acum nu mai mănânc niciodată, dar e foarte drăguț din partea ta. Tu ești cu mult mai amabilă decât restul familiei tale groaznice, grosolane, vulgare și necinstite. Opriți-vă! strigă Virginia, bătând din picior. Dumneavoastră sunteți groaznic și vulgar. În ceea ce privește necinstea, știți foarte bine că mi-ați furat cutia cu vopsele pentru a repara pata din bibliotecă. Prima dată mi-ați luat toate nuanțele de roșu, inclusiv stacojiul. Încât n-am mai putut picta apusuri de soare, apoi mi-ați luat verdele aprins și galbenul cromat, ca în cele din urmă să nu-mi mai rămână nimic altceva decât culoarea neagră și albul chinezesc și să nu pot să mai pictez decât răsărituri de lună care sunt foarte deprimante și greu de pictat. Nu am mai vorbit asta cu nimeni, deși am fost foarte supărată. Trebuie să vă mărturisesc că întreaga poveste e ridicolă. Cine a mai auzit de sânge verde aprins? Păi, altfel ce era să fac? Spuse fantoma cu voce stinsă. E foarte greu să obții sânge adevărat în zilele noastre și, cum fratele tău a folosit detergentul Paragon, nu am văzut nimic rău în a-ți lua vopselele. Cât privește culoarea, e o chestiune de gust. Familia Canterville are, de exemplu, sânge albastru, cel mai albastru din Anglia. Dar știu că vouă, americanilor, nu vă pasă de lucrurile astea. Nu știți nimic și cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să emigrați și să vă îngrijiți sănătatea. Tata ar fi bucuros să vă ajute și, deși o să vă fie greu dumneavoastră ca spirit, nu o să întâmpinați nicio piedică la vamă, ofițerii fiind toți democrați. Odată ajuns la New York, o să aveți cu siguranță mare succes. Cunosc mulți oameni care ar da 100.000 de dolari pentru un bunic și încă și mai mult pentru o fantomă. Nu cred că mi-ar plăcea America. Pentru că noi nu avem nici ruine, nici curiozități, îmi închipui, spuse Virginia cu ironie. Ruine și curiozități. Aveți în schimb marina, și comportarea voastră insolentă. La revedere, mă duc să-l rog pe tata să le mai îngăduie gemenilor o săptămână de vacanță. Te rog, nu pleca domnișoară Virginia, strigă el. Sunt atât de singur și de nefericit. Nu mai știu deloc ce să fac. Vreau să dorm și nu pot. Absurd! Tot ce aveți de făcut este să vă întindeți pe pat și să stingeți lumânarea. E foarte greu uneori să stai treaz, mai ales la biserică dar cât privește somnul, nu-i greu deloc. Până și copiii mici știu asta, deși ei nu sunt prea deștepți. Nu pot să dorm de 300 de ani, spuse el cu tristețe, și Virginia a făcut ochii mari. De 300 de ani nu pot să dorm și sunt atât de obosit. Virginia se întristă, iar buzele ei mici începură să tremure capetalele de trandafir. Se apropie de el și îngenunchind îi privi chipul ofilit și bătrân. Sărmană fantomă, murmură ea, n-ai unde dormi? Departe, dincolo de copaci, răspunse el cu o voce joasă și visătoare, există o mică grădină. Acolo iarba e înaltă și deasă, acolo sunt flori mari, albe de cucută, iar privighetoarea cântă toată noaptea. Toată noaptea cântă. Luna rece de cristal privește în jos, iar arborii de tisă își întind ramurile groase peste cei adormiți. Ochii Virginiei se umplură de lacrimi și și ascunse fața în mâini. Vă referiți la grădina morții? Șoptia. Da, a morții. Moartea trebuie să fie atât de frumoasă. Să zaci în pământul moale cu iarba foșnind deasupra capului și să asculți tăcerea. Să nu existe nici ieri, nici mâine, să uiți de timp, de viață, să fii liniștit. Tu mai putea ajuta, ai putea să-mi deschizi ușile casei morții, pentru că dragostea e mereu cu tine, iar dragostea e mai puternică decât moartea. Virginia a început să tremure, o trecu un fior rece și câteva clipe nu mai spuse nimic. Apoi, Fantoma vorbi din nou, iar vocea îi era ca o adiere de vânt. Ai citit vreodată vechea profeție de pe fereastra din bibliotecă? Da, deseori, strigă fetița ridicându-și ochii. O știu foarte bine. E scrisă cu niște litere negre ciudate. Sunt doar șase rânduri. Atunci, când o fată blondă va putea să facă ca buzele unui păcătos să rostească rugăciuni? Atunci, când într-un pământ sterp va răsări un migdal, iar un copil va plânge amarnic? Atunci, de-abia se va așterne liniștea peste casă și peste domeniul Canterville. Însă nu știu ce înseamnă asta. Înseamnă, spuse el cu tristețe, că tu trebuie să plângi pentru păcatele mele, pentru că eu nu am lacrimi și să te rogi împreună cu mine pentru sufletul meu, pentru că eu nu am credință. Și atunci, dacă tu ai fost întotdeauna bună și blândă, poate că îngerul morții se va îndura de mine. Vei vedea siluete înfricoșătoare în întuneric și voci viclene îți vor șopti în ureche. Dar nu-ți vor face niciun rău, pentru că forțele răului nu pot învinge puritatea unui copil. Virginia nu spuse nimic, iar fantoma își frânse mâinile cu disperare, uitându-se la părul ei blond. Deodată, ea se ridică foarte palidă și cu o lumină ciudată în ochi, spuse hotărât. Nu-mi e frică și îl voi ruga pe înger să aibă milă de tine. Atunci, el se sculă de pe scaun cu un strigăt de bucurie și, luându-i mâna, se aplecă și o sărută cu grație demodată. Degetele îi erau reci ca gheața, iar buzele ardeau ca focul. însă Virginia nu șovăi -o, o clipă, în timp ce el o ducea la celălalt capăt al camerei. Tapiseria verde era brodată cu mici vânători care suflau din corn și făceau semne să se întoarcă. Întoarce-te, mică Virginia, întoarce-te dar fantoma o strânse mai tare de mână și ea închise ochii ca să nu-i mai vadă. Animale fantastice cu cos de șopârlă și cu ochii holbați se uitau la ea și șopteau. Ferește-te, mică Virginia! Ferește-te! S-ar putea să nu te mai vedem niciodată! Dar fantoma grăbi pasul și Virginia nu-i ascultă. Când ajunseră în fundul camerei, el se opri și murmură niște cuvinte neînțelese. Atunci, ea deschise ochii și văzu cum peretele dispare și cum apare în fața ei o groapă adâncă și neagră. O răceală de gheață o cuprinse și simți cum cineva o trage de rochie. Repede, repede, strigă fantoma, sau altfel va fi prea târziu. Și peste o clipă peretele cu lambriuri se închise în urma lor și camera tapisată fugoală. După vreo zece minute, sună clopoțelul pentru ceai și, văzând că Virginia nu apare, doamna Otis trimise un servitor să o caute. După un timp, acesta se întoarse spunând că nu găsește nicăieri. Întrucât Virginia avea obiceiul să culeagă flori pentru masa de seară, la început doamna Otis nu se îngrijoră deloc. Dar când se făcu ora șase și fetița nu apăru, se alarmă de-a binelea și trimise băieții să o caute, în timp ce ea, împreună cu domnul Otis, căutară prin fiecare cameră din casă. La șase și jumătate băieții se întoarseră și spuseră că nu era nicăieri. Acum erau toți foarte agitați când deodată domnul Otis își aminti că, cu câteva zile în urmă, permisese unei cete de țigani să-și facă tabăra în parc. Ca urmare, porni imediat spre Blackfell Hollow, unde știa că se află ei, însoțit de fiul lui cel mare și de doi servitori. Foarte neliniștit, micul duce de Cheshire vrea neapărat să meargă și el, dar domnul Otis nu-i dă duvoie, fiindu-i teamă că se va lăsa cu bătaie. Ajungând în acel loc, descoperiră că țiganii plecaseră în grabă întrucât focul încă ardea, iar în iarbă erau câteva farfurii. Trimițându-i pe Washington și pe servitori să răscolească împrejurimile, alerga acasă și telegrafie tuturor inspectorilor de poliție din regiune, spunându-le să caute o fetiță răpită de țigani sau de vagabonzi. Apoi, dădu ordin să-i aducă calul și după ce insistă ca soția și cei trei băieți să se așeze la masă, porni înspre Ascot, însoțit de un valet. De-abia făcuse câteva mile când auzi pe cineva galopând în spatele lui. Întorcându-se, îl văzu pe micul duce, venind călare pe poneiul lui, foarte roșu la față și fără pălărie. Îmi pare rău, domnule Otis, îngână el. Dar nu pot să mănânc nimic cât timp Virginia nu apare. Vă rog să nu vă supărați pe mine. Dacă ne-ați fi lăsat să ne logodim anul trecut, nu s-ar mai fi întâmplat toate astea. Nu mă veți trimite înapoi, nu? Nu pot pleca. Nu vreau. Pastorul nu putu să nu zâmbească la vederea acestui tânăr neastâmpărat, fiind în același timp mișcat de grija lui pentru Virginia. Bătându-l afectuos pe umăr, îi spuse. Ei, Cecil, dacă nu vrei să te întorci, atunci vino cu mine. Însă când ajungem la Ascot, trebuie să-ți iau o pălărie. La naiba cu pălăria, o vreau pe Virginia! Strigă râzând tânărul duce. Ajungând la gara din Ascot, domnul Otis îl întrebă pe șeful gării dacă cineva cu semnalmentele Virginiei nu fusese văzut pe peron. Acesta, telefonând la toate gările din regiune, îi spuse că o vor căuta neîncetat, și după ce-i cumpără ducelui lui o pălărie de la un negustor de pânzeturi, care tocmai voia să închidă, domnul Otis porni spre Bexley, un sat la vreo 4.000 de distanță, care îi se spusese că era adesea frecventat de țigani, existând chiar în apropiere o pășune întinsă. Ajuns acolo, îl sculară din somn pe polițist, dar nu putură afla nimic de la el. După ce înconjurară pășunea de mai multe ori, se întoarseră acasă cam pe la ora 11, morți de oboseală și extrem de necăjiți. Îi găsiră pe gemeni și pe Washington, așteptându-i la poarta proprietății cu lanternele, deoarece drumul era foarte întunecos. Nu descoperiseră nimic despre Virginia. Țiganii fusese răgăsiți pe pajiștire din Brackley, dar ea nu era cu ei. Aceștia motivaseră plecarea lor grăbită, spunând că greșiseră data când începea târgul din Chorton și că plecaseră în grabă de frică să nu întârzie. Fuseseră foarte întristați auzând de dispariția Virginiei, întrucât îi erau foarte recunoscători domnului Otis că le dăduse voie să se așeze în parcul lui. Patru dintre ei rămăseseră cu el să îl ajute. Heleșteul fusecat și întreg domeniul răscolit, dar fără niciun rezultat. Era evident că Virginia era pierdută pentru ei. Cel puțin în acea noapte. În starea asta de descurajare totală, domnul Otis se întoarse la castel împreună cu băieții, valetul urmându-i cu cei doi cai și cu poneiul. În hol îi găsiră pe câțiva servitori înspăimântați, iar sărmana doamnă Otis era în bibliotecă pe canapea, distrusă de durere, în timp ce bătrâna menajeră îi freca tâmplele cu apă de colonie. Domnul Otis insistă ca ea să mănânce ceva și ordonă să se pună masa pentru toată lumea. Fu o cină melancolică, niciunul dintre ei aproape că nu scoase o vorbă. Când terminară, domnul Otis, cu toate protestele micului duce, îi trimise la culcare, spunând că nu se mai putea face nimic în noaptea aceea și că a doua zi dimineață o să telegrafieze la Scotland Yard să le trimită imediat câțiva detectivi. Tocmai când ieșau din sufragerie, bătu miezul nopții. Când se stinse ultima bătaie, auziră o bufnitură și un țipăt, un tunet formidabil zgudui casa, se auzi o muzică nepământeană, o parte a peretelui se dădu la o parte cu zgomot și de acolo ieși Virginia foarte palidă la față și cu o cutie mică în mână. Ajunseră la ea într-o clipită. Doamna Otis o luă în brațe drăgăstos, ducele o sărută violent, iar gemenii începără să danseze în jurul lor. Pentru Dumnezeu copilă, unde ai fost? O întrebă domnul Otis mânios, crezând că ea le jucase o farsă. Cecil și cu mine te-am căutat prin tot ținutul, iar mama ta s-a îmbolnăvit aproape de supărare. Nu trebuie să mai faci glume din asta niciodată. De gât fantomei, de gât fantomei! strigară gemenii zburdând încoace și încolo. Draga mea, mulțumesc lui Dumnezeu că ai apărut, să nu mai pleci niciodată de lângă mine, murmură doamna Otis, Sărutându-o și mângâindu-i părul blond, Tată, zise Virginia calm, am fost cu fantoma. Este mort acum. Trebuie să vii să-l vezi. El a fost foarte rău, dar i-a părut rău de tot ce făcuse și mi-a dat cutia asta cu bijuterii înainte de a muri. Întreaga familie o privi cu o uimire mută, însă ea era foarte serioasă. Și, întorcându-se, îi conduse prin peretele cu lambriuri de-a lungul unui coridor secret îngust. Washington urmându-i cu o lumânare aprinsă pe care o luase de pe masă. În sfârșit, ajunseră la o ușă mare de stejar acoperită cu cuie ruginite. Când Virginia o atinse, ea se deschise larg și se pomeniră într-o cameră mică și joasă, cu tavanul boltit și o fereastră cu gratii. Încastrat în perete, era un inel uriaș de fier iar de el era legat un schelet îngrozitor la vedere, întins pe pardoseala de piatră, încercând să apuce cu degetelei fără carne o farfurie demodată și un ulcior puse exact cât să nu le poată atinge. Ulciorul fusese cândva plin cu apă, întrucât era mucegăit înăuntru. În farfurie nu era nimic decât praf. Virginia, în genunchi lângă schelet... Și, împreunându-și mâinile, începu să se roage în tăcere, în timp ce ceilalți se uitau cu groază la tragedia cumplită, a cărui secret le era acum dezvăluit. Hei!" exclamă unul dintre gemeni, care se uitase pe geam, să descopere în ce aripa castelului se afla camera. Priviți! Migdalul cel veșted a înflorit! Îi văd foarte bine florile la lumina lunii!" Dumnezeu l-a iertat!" spuse Virginia grav, sculându-se în picioare. Fața părea că este luminată de o lumină strălucitoare. Ești un înger, strigă tânărul duce, luând-o de gât și sărutând-o. A patra zi de la aceste incidente stranii, o procesiune funebră porni de la Canterville Chase pe la ora 11 noaptea. Dricul era tras de opt cai negri, fiecare având pe cap un pampon mare din pene de struț, iar sicriul de plumb era acoperit cu un giulgiu de culoarea purpurei pe care era țesut cu fir de aur blazonul familiei Canterville. De o parte și de alta a mergeau servitorii cu torțe aprinsă în mână. Întreaga procesiune era extrem de impresionantă. Lordul Canterville mergea în trăsura din față cu Virginia. Venise special din țara Galilor pentru a lua parte la înmormântare. În urmă, veneau pastorul american cu soția, Washington și cei trei băieți, iar în ultima trăsură era doamna Amnei. Se considerase că, întrucât ea suferise din cauza fantomei mai bine de 50 de ani, trebuie să-l vadă ultima. O groapă adâncă fusese săpată într-un colț din curtea bisericii, iar slujba fu ținută de reverendul Augustus Dampier. Când ceremonia se termină, servitorii, după un străvechi obicei al familiei Canterville, stinseră torțele și pe când coborau sicriul în groapă, Virginia înaintă și puse pe el o cruce mare din flori de migdal, albe și roz. În timp ce făcea asta, luna se ivide după un nor și învălui curtea bisericii în lumina ei argintie tăcută. Dintr-un crâng îndepărtat se auzi cântecul unei privighetori. Atunci, ea își aminti cum îi descrisese fantoma grădina morții Ochii se umplură de lacrimi și nu mai scoase o vorbă la întoarcere. A doua zi de dimineață, înainte ca lordul Canterville să plece înapoi la oraș, domnul Otis a avut o discuție cu el în ceea ce privește bijuteriile pe care fantoma îi le dăduse Virginiei. Erau minunate, îndeosebi colierul cu rubine, cu o montură venețiană, un superb exemplar din secolul al XVI-lea, fiind atât de valoros încât domnul Otis a avut scrupule în a-i permite fiicei sale să le accepte. My Lord, spuse el, știu că în țara asta operele de binefacere se fac atât cu mărunțișuri cât și cu pământ și este foarte clar pentru mine că aceste bijuterii sunt, sau ar trebui să fie, Bijuteriile familiei dumneavoastră. Deci, vă rog să le luați la Londra și să le considerați ca fiind o parte din proprietatea dumneavoastră. În ceea ce o privește pe fica mea, ea este încă un copil și nu o interesează prea mult luxul. Am mai fost informat, de asemenea, de doamna Otis, care este, trebuie să recunosc o bună cunoscătoare, având privilegiul să fi petrecut mai multe ierni în Boston pe când era tânără. Că aceste bijuterii sunt extrem de scumpe și că dacă le-ați vinde, ați lua un preț foarte bun pe ele. În aceste împrejurări, Lord Canterville, sunt sigur că veți fi de acord cu mine că ele nu mai trebuie să rămână în posesia mea. În afară de asta, toate aceste pietre, oricât de potrivite și de necesare ar fi pentru aristocrația britanică, ar fi total nepotrivite pentru cei care au fost crescuți după principiile simplității republicane. Trebuie să vă spun, totuși, că Virginia, ar fi foarte bucuroasă dacă i-ați îngădui să păstreze cutia ca amintire de la strămoșul dumneavoastră nefericit, întrucât ea este foarte veche și ar trebui reparată, poate că veți accepta. În ceea ce mă privește, mărturisesc că sunt surprins că unui copil de-al meu să-i placă orice formă de medievalism, asta explicându-se doar prin faptul că ea s-a născut în suburbiile Londrei după ce doamna Otis se întorsese dintr-o călătorie de la Atena. Lordul Canterville ascultă foarte serios discursul cinstitului pastor, răsucindu-și din când în când mustața pentru a-și ascunde zâmbetul involuntar. Iar când domnul Otis termină, îi strânse mâna cordial și îi spuse: Dragul meu domn, fica dumneavoastră i-a făcut un mare serviciu strămoșului meu și suntem foarte îndatorați pentru curajul ei. Bijuteriile sunt cu siguranță ale ei, și cred că dacă aș fi atât de meschin să îi le iau, individul acela s-ar întoarce într-o clipă din mormânt făcând un viața un infern. Cât despre faptul că ar fi bijuterii de familie, tot ce aparține într-adevăr familiei este trecut într-un testament sau document legal, ori de existența acestor bijuterii nu scrie nicăieri. Vă asigur că am dreptul la ele tot atât de mult ca valetul meu, iar când domnișoara Virginia va crește, sunt convins că va fi foarte bucuroasă să le poarte. Și, în afară de asta, domnule Otis, uitați că ați cumpărat castelul și fantoma la același preț, și deci tot ce aparține fantomei trece în posesia dumneavoastră. Întrucât, orice activitate ar fi desfășurat Sir Simon noaptea pe coridor, legal, el este mort, iar dumneavoastră deveniți moștenitorul lui în urma cumpărării proprietății. Domnul Otis fu foarte mâhnit de refuzul lordului Canterville și îl imploră să revină asupra deciziei sale, dar bunul lord rămase ferm pe poziție și în cele din urmă îl convinse pe pastor să-i permită fiicei lui să primească darul pe care îl făcuse fantoma. În primăvara lui 1890, când tânăra ducesă de chest Hair fu prezentată reginei cu ocazia căsătoriei, bijuteriile ei fură foarte admirate. Pentru că Virginia primi diadema de ducesă ca o răsplată pentru bunătatea ei și se mărită cu ducele de cest aer când se făcu mare. Erau amândoi atât de frumoși și se iubeau atât de mult încât toți fură fermecați de tânăra pereche, în afară de marchiza de Dumbleton, care încercase să-l facă pe duce să se însoare cu una dintre cele șapte fete ale ei. Tinerii dă dură trei petreceri fastoase cu această ocazie. Domnul Otis era foarte legat de tânărul Duce, dar, teoretic, el ura titlurile și, ca să folosim propriile sale cuvinte, datorită influenței dăunătoare a aristocrației iubitoare de plăceri, adevăratele principii ale simplității republicane vor fi uitate. Obiecțiile lui fură respinse în totalitate și cred că atunci când o conducea pe fiica sa la altar, nu mai exista în toată Anglia un om mai fericit și mai mândru decât el. După ce se sfârși luna de miere, ducele și ducesa făcut o vizită în Canterville Chase, iar în ziua următoare merseră în grădina pustie a bisericii. La început, nu știuseră deloc ce inscripție să fie pusă la mormântul lui Sir Simon, dar în cele din urmă se hotărâseră ca de subtul numelui lui să fie gravate versurile de pe fereastra din bibliotecă. Ducesa adusese câțiva trandafiri pe care îi împrăștiase pe mormânt și, după ce stătură puțin lângă el, se îndreptară încet spre altarul din biserica, acum în ruine. Acolo, ducesa se așeză pe un stâlp căzut la pământ, în timp ce ducele, la picioarele ei, fuma o țigară privindu-i ochii minunați. Deodată își aruncă țigara și îi spuse, luându-i mâna. Virginia, o soție nu trebuie să aibă secrete față de soțul ei. Dragul meu Cecil, dar n-am niciun secret față de tine. Ba da, răspunse el zâmbind, nu mi-ai povestit niciodată ce s-a întâmplat atunci când ai plecat cu fantoma. N-am spus nimănui asta până acum, Cecil, zise ea serios. Știu, dar ai putea să-mi spui mie. Te rog, nu mă întreba nimic, Cecil, nu pot să spun, sărmanul Sir Simon, lui îi datorez multe lucruri. Da, e adevărat, Cecil, nu râde, M-a făcut să înțeleg ce este viața și ce înseamnă moartea, și de ce dragostea este mai tare decât ea. Ducele se ridică și își sărută soția cu dragoste. Poți să-ți păstrezi secretul atâta timp cât eu o să fiu un inima ta, șopti el. Ai fost mereu un inima mea, Cecil. Ai să spui asta și copiilor noștri într-o zi, nu-i așa? Virginia se înroși. It's for shit.